Astra Giurgiu s-a calificat în grupele Europa League după ce a câștigat ieri la Londra cu 1-0 meciul disputat cu West Ham United în play-off-ul Europa League. Acesta s-a impus prin golul marcat de Felipe Teixeira după ce în tur scorul a fost egal 1-1. Astra Giurgiu a învins în meciul de ieri de la Londra West Ham United cu 1-0 în deplasare, obținând astfel calificarea în grupele competiției. După ce meciul dur a fost încheiat cu scorul de 1-1, Astra Giurgiu s-a impus printr-un gol marcat de Felipe Teixeira. Important de remarcat este că Astra venea după un eșec categoric în campionat, 1-5 cu CFR Cluj. România va avea două reprezentante în grupele Europa League, Steaua este cealaltă, după ce anul trecut nu am avut niciuna în grupele cupelor europene.